dimineața. Vă rog să vă așezați. Din acest moment rezervările se anulează. Vă rog să vă așezați pe scaunele libere cele mai apropiate dumneavoastră, ca să putem începe un concert foarte frumos și foarte special. Orchestra a intrat deja pe scenă pentru că sunt foarte, foarte, foarte mulți. Pe afiș este anunțată Orchestra Colegiului Național de Artă din Ulipati și așa este. Dar, pentru că avem astăzi o aniversare cu totul specială, din orchestra au dorit să facă parte și foști elevi ai profesorului Nicolae Racu. Din filarmonică, din orchestrele radio, din diversele licee, de aceea numărul lor este atât de mare acum aici pe scena interpreților a orchestrei. Și vă rog să-i aplaudați și pe cei tineri, și pe cei mai puțin tineri. Pentru că toți au un numitor comun care se numește profesorul Nicolae Racu. Pentru acest concert, care îi aparține, este al lui, pentru el și este al lui, maestrul a ales un program foarte frumos, foarte mult Beethoven, Tchaikovsky, Enescu. Sunt întâmplători sau nu, nume de mari compozitori care și ei aniversează sau comemorează câte ceva. Știți ce sărbătorește întreaga viață muzicală internațională în acest an? Câți ani de la nașterea lui Beethoven, lui Ludwig van Beethoven? Vuiește toată lumea. Poftim? 250 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari compozitori ai tuturor timpurilor. De aceea, concertul din această dimineață începe cu uvertura Egmont. Uvertura Egmont este o parte din muzica de scenă pe care Beethoven a scris-o la o piesă cu același titlu a lui Goethe, a poetului german Goethe. Este vorba de un erou, de un nobil care se sacrifică opunându-se celor care îi cotropesc țara și, bineînțeles, plătește cu viața. Ludwig van Beethoven este ultimul dintre cei trei mari clasici vienezi, ultimul în ordine de timp. Care sunt cei trei mari clasici vienezi? Primul? Haydn, al doilea? Mozart și al treilea? Beethoven, da? Beethoven a scris această uvertură în 1809 și așa cum este și povestea și muzica este încărcată de tensiune, de gânduri, de suferință, de speranță, de bucurie, de tristețe, iar finalul, ca de fiecare dată când lupți pentru o idee nobilă și chiar dacă te sacrifici, este o victorie a binelui asupra răului. Uvertura Egmont de Beethoven, orchestra lărgită a Colegiului Național de Arte din Ulipati din București, dirijor Nicolae Racu.
Thank you.
Clasic e fantastic este un proiect de educație principi pentru muzică. Suntem la cea de a 10-a stagiune. Și îmi place să cred, vă rog intrați, acum puteți intra. Acum se poate intra. Îmi place să cred că cei care au venit la aceste concerte știu că atunci când se cântă pe scenă și ai întârziat, nu intri în sală. Nu te plimbi prin toată sala în timp ce lumea cântă și mai ales nu ridici un rând întreg ca să-ți ocupi locurile la care nu mai ai dreptul, pentru că în clipa în care a început concertul, rezervările se anulează. Din respect față de cei care cântă și din respect față de cei care ascultă, pentru cei care nu știu, deși scrie și afară, pe ușă, accesul în sala de spectacol doar în pauzele dintre lucrări. Și mulțumesc celor care respectă această cerință, cei care respectă și scena și sala. Mulțumesc! Spun că suntem la cea de-a 10-a stagiune și pentru asta mulțumesc sponsorilor noștri, fără de care n-am putea exista, UI România, VIPRO, CBRC, RBC Romanian Business Consult, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Laboratoarele Remedia, Schönherr și Fundația H. Mălineanu. Pentru cei care doriți să aflați mai multe despre Beethoven, vă recomand, părinți și copii, cartea, prima din seria Copilăriile Ermanelor Muzicieni, care este postată în biblioteca virtuală de pe site-ul clasicefantastic.ro. O puteți deschide, o puteți mări la dimensiunea ecranului și o puteți răsfoi, o să aflați mai multe lucruri despre copilul Beethoven, multe lucruri care au influențat după aceea mult pe marele compozitor Beethoven. Ne bucurăm că această sărbătoare poate avea loc în Sala Mare a Ateneului Român. De fapt, proiectul este o colaborare între Filarmonică și Asociația Clasică Fantastic. Întâmplarea face ca domnul Iosif Ion Prună, director artistic al Filarmonicii, să fi fost elev al maestrului Racu. Și ne-am bucurat dacă ne-ar spune câteva cuvinte. Să rămână, bună ziua! Bine ați venit în această sală minunată, care acum 2 ani a făcut 150 de ani. Orchestra care a cântat în această sală a făcut 150 de ani de înființare și acum 2 ani au fost 130 de ani de când s-a construit acest templu al muzicii și al culturii. Am avut bucuria să fiu printre primii elevi ai domnului profesor Racu. De obicei se spune maestre, așa se spun la toți dirijorii. Asta este un mod de a se adresa lor. Eu o să mă adresez însă cu apelativul domnule profesor. Și am să fac doar o mică paranteză. Nu există comparații în muzică un nume cu altul. Un mare dirijor, Silvestri, a fost întrebat de ce în Anglia a preferat o obscură orchestră de provincie. În locul unor mari, mari orchestre a primit oferte de la Paris, de la Tokyo, inclusiv de la Berlin. Vreau să construiesc. Și a luat o orchestră pe care în 3 ani a dus-o pe cele mai importante scene londoneze. Timp de 4 ani la rând au cântat la Albert Hall, de ziua reginei, ceea ce înseamnă în sistemul englez al orchestrelor suprema consacrare. Revin la maestrul Racu. I-a plăcut să construiască orchestre, să construiască muzicieni. Cei pe care îi vedeți aici, concertmaestrii de la radio, cei de partidă de la Filarmonică și mulți alții, au trecut prin mâna domniei sale ca experiența orchestrii. Eu am trecut și la muzică de cameră, dar primul meu concert pe care l-am cântat cu orchestra a fost cu domnia sa. Concertul de absolvență pe care l-am făcut, concertul 4 de Beethoven, a fost tot cu domnia sa. Deci mă leagă foarte, foarte multe lucruri. Nu e timp să vă spun, dar atât vreau să spun. Mulțumesc, domnule profesor. Și la mulți ani. Mulțumim și noi, dirijorului, maestrului, pianistului și directorul artistic al Filarmonicii George Ionescu, domnul Iosif Ion Prudă.
Piotr Ilich Tchaikovsky. Ce vă spune acest nume? Tchaikovsky, poftim? Lacul lebedelor, altceva. Vals. Valsul florilor din Spărgătorul de nuci. Da? Deci pe Tchaikovsky îl cunoașteți ca un foarte, foarte, foarte inspirat creator de balete. Dar compozitorul rus a scris foarte multă muzică în foarte multe genuri și toată la fel de frumoasă. Se împlinesc în 2020 180 de ani de la nașterea compozitorului rus Piotr Ilich Tchaikovsky și tot acum se împlinesc 145 de ani de la prima audiție a primului său concert pentru pian și orchestră. A fost scris în 1875-76 și Tchaikovsky l-a dedicat unui pianist rus care a fost și profesor, care atunci când a văzut partitura a spus: nu, 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 e imposibil de cântat, totul este o greșeală, trebuie să refaci integral. Doar că Tchaikovsky a crezut atât de mult în muzica lui, încât n-a schimbat nicio notă și a trimis partitura unui alt mare pianist și dirijor german de astă dată, Hans von Bülow, care a fost mai deschis, mai vizionar, mai deschis, asta este cuvântul, și l-a prezentat în prima audiție absolută la Boston, în America, în 1875. Concertul este foarte lung. Prima parte pe care veți asculta durează 35 de minute. Pentru orice interpret este o luptă cu muzica, dar satisfacția atât a solistului cât și a publicului este uriașă, pentru că tot ceea ce Beethoven a pus în muzica lui în manieră clasică, omul cu toate sentimentele, cu bucuriile, cu tristețile, cu speranța, cu deznădejdea, cu totul, a pus și Tchaikovsky în muzica lui, dar într-o manieră romantică debordantă. Debordantă. Trebuie doar să vă spun că la începutul concertului, la primele acorduri, v-aș sfătui să închideți ochii și să vă imaginați că sunteți într-o fabuloasă piață moscovită, plină de lume, plină, plină, plină de lume, care așteaptă nerăbdătoare apariția țarului Rusiei, deci o atmosferă sărbătorească, nobilă, impresionantă. Solistul acestui concert este Andrei Ștefan Racu, pe care l-ați văzut în multe dintre concertele clasice fantastice, întotdeauna în ipostază de dirijor. Ba, mi se pare că l-ați mai văzut odată la pian, într-o fantezie cu cor de Beethoven, dacă bine mi-amintesc. Andrei Ștefan Racu a dorit să-și onoreze tatăl și să cânte împreună cu el. E minunat să fii pe scenă, tată și fiu, mamă și fică, să-și onoreze tatăl interpretând prima parte din acest concert. Să facă amândoi muzică de cea mai bună calitate și să se regăsească în acest univers sonor fascinant. Orchestra lărgită a Colegiului Național de Artă din Ulipati, profesorul, dirijorul, maestrul Nicolae Racu și pianistul de astădată, Andrei Ștefan Racu, în prima parte a concertului numărul 1 pentru pian și orchestră de Piotr Ilich Tchaikovsky. Thank you.
Thank you.
Thank you.
surpriză. A fost Beethoven un marș turcesc cântat la patru mâini de tată și fiu. Andrei, te aștept. Da. Până vine el, vă spun, vă rog, savurați muzica, savurați concertul pe viu. Filmarea în câteva ore va fi pe YouTube și pe site. Bucurați-vă acum aici, pentru că concertul veți putea audia în liniște și viziona. Avem un specialist care face asta pentru noi. Andrei, te rog să arăți publicului că ai două mâini și 10 degete. Deci n-are patru mâini și n-are 20 de degete și totuși a cântat și a cântat. Eu nu mai spun nimic, spune tu. Multă muncă. Foarte multă muncă. Evident și talent. Dar fără muncă nu se poate să ajungi să ai rezultate foarte frumoase și nu mă refer aici doar rezultate în muzică. În orice meserie se poate doar foarte mult. Ce pot să zic eu despre tata? În primul rând este o mare responsabilitate să fac parte dintr-o familie de muzicieni. Tatăl meu a fost aici pe scenă, unchiul meu a fost dirijor la Filarmonica din Craiova. Este foarte greu, pentru că ei au avut rezultate pe care le-au avut într-o perioadă destul de îndelungată, iar eu sunt în perioada în care acumulez și sper să mă ridic tot timpul la așteptările dumneavoastră ale publicului și ale criticilor muzicali și, evident, ale familiei. Pentru a fi dirijor de școală la Colegiul Național de Arte din Lipati din București este o provocare permanent. Niciodată nu avem un număr suficient de elevi sau o împărțire exactă pentru a avea în orchestră toate compartimentele, toate instrumentele să fie în numărul necesar. Și atunci trebuie să adaptăm și repertoriul, atât numărului de elevi, cât și mai ales posibilităților. Dar cu
multă muncă și cu sprijin din partea direcțiunii am reușit tot timpul să dăm concerte foarte bune și care sperăm că v-au încântat. Mai trebuie să spun că de la liceul, Colegiul Național de Artă din Ulipati, destul de mulți instrumentiști studiați acum în străinătate. Înseamnă că au avut profesori buni. Dar ce e cu pianul? Pentru că Tchaikovsky ia mult timp, multă forță. Ai alte idei? Ideea am tot timpul. Acum sper să le pot să le pun și în practică. La finalul clasei a 10 am dorit să fac acest concert și tatăl mi-a spus, stai liniștit, nu te apuca de el. M-am apucat de alt concert, de concertul de Liszt și dacă anul trecut am vorbit cu doamna Sârbu și am putut aranja acest concert astăzi, era visul meu să fac Tchaikovsky și cu foarte multă muncă, din nou revin la muncă, am reușit să-l fac, muncă însemnând și 8 ore pe zi, de studiat în fiecare zi, nu a contat că a fost anul nou, Crăciun și alte sărbători, că doar așa se poate ajunge la rezultate. Cine are urechi de auzit, să audă, deci mai arată odată că ai numai 2 mâini și numai 10 degete. Mulțumesc! Mă bucur că glumim, mă bucur că Marșul Turcesc a fost o glumă pe care ați savurat-o, pentru că urmează 3 piese foarte scurte, deci de la un concert romantic de o oră, vă reamintesc că aceasta era doar prima parte a concertului, solistul trebuie să rămână pe scenă și să cânte încă o dată pe atât cel puțin, asta înseamnă un concert romantic. Ei, de la un concert de o oră ajungem acum la 3 piese scurte, dintre care una durează 1 minut și 25 de secunde. Și ea este o badinerie, o glumă, badin, viclean glumeț în limba franceză. Inițial, această badinerie a fost scrisă de Johann Sebastian Bach, pentru flaut. Dar obișnuiții spectacolelor concertelor noastre știu că avem printre noi o cântăreață care are ambiția de a cânta cu vocea ei teribil de elastică, lucrări instrumentale. Știți cum se numește? Cum? Irina Sârbu. Irina este inițial cântăreață de jazz, dar mereu a vrut să pășească și în alte teritorii sonore și nu de mult ați ascultat-o aici, în prima parte din concertul pentru vioară și orchestră la minor de Johann Sebastian Bach. Și nu numai. Acum o veți asculta în această badinerie, în această glumă, iar vocea ei va cânta partitura flautului. După aceea, tot de Bach, o arie. Ne-am tot gândit, sau eu m-am gândit, când să las pe maestrul Nicolae Racu să vorbească. Și am făcut diverse scenarii, dar mi-a tăiat-o scurt. Eu vorbesc înainte de aria de Bach. Deci, îi vom ceda microfonul înainte de aria lui Johann Sebastian Bach. Probabil că știe domnia sa de ce. Și apoi, fără ca să mai intervin eu din nou, vom trece la Hora Mărțișor de Grigoraș Dinicu, scrisă inițial pentru nimeni nu știe Hora Mărțișor pentru cine? Pentru vioară, da? Ei, Irina o va cânta din nou cu vocea ei teribil de agilă, de clopoțel. Și maestru a dorit să introducă în program această lucrare pentru că domnia sa a făcut aranjamentul de orchestră. Ce ar trebui să vă mai spun eu acum, pentru că durează foarte mult aranjatul sălii? Aș dori să vă spun că toți, și cei de pe scenă și eu, vă suntem teribil de recunoscători, dumneavoastră, celor care veniți și umpleți sala la concertele clasice, fantastic. Repet, facem de 10 ani acest lucru. Nu vă pot spune cât a fost de greu, dar plânsul meu, lamentațiile mele de fiecare dată și o fac și acum, căutăm sponsori, așteptăm sponsori. Vă rugăm, veniți alături de noi și susțineți acest proiect în continuare. Dar ceea ce ne-a ținut pe noi în viață a fost bucuria de a vă dărui această muzică și această educație într-un moment în care educația prin artă se vorbește foarte mult despre ea, dar se face destul de puțin. Și faptul că sălile au fost întotdeauna pline și că am grupuri școlare de până la 60 de copii care vin concert de concert, este cea mai mare și mai plăcută răsplată.
pentru noi, pentru care vă mulțumim. Și acum, din nou, Orchestra Colegiului Național de Arte din Ulipati cu oaspeții ei. Îi așteptăm să se așeze, după care vom glumi împreună cu Irina Sârbu și muzica lui Johann Sebastian Bach. Am uitat să vă spun că și Bach se numără printre cei onorați astăzi, în 2020, se împlinesc 270 de ani de la moartea marelui compozitor german. Johann Sebastian Bach, orchestra care intră și nu se mai termină și ne crește sufletul văzându-i cât de mulți sunt. Iată-i! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Sunt onorată și foarte fericită să cânt din nou alături de această orchestră minunată. Merită toate aplauzele dumneavoastră! O orchestră condusă de acești admirabili domni Andrei Racu și maestrul Nicolae Racu. O plăcere, această piesă o interpretăm pentru prima oară împreună, Badineria, Johann Sebastian Bach. Ani de viață, de activitate, aș avea foarte multe lucruri să vă spun, dar muzica vorbește cu mult, cu mult mai frumos decât putem să o spunem noi prin cuvinte. Ce să zic? Hai să zic despre subsemnatul.
două lucruri din înțelepciunea populară. Ne pare rău că am bătrânit. Dar gândiți-vă că nu toți au acest privilegiu. Și care este comoara mea? Am multora ca mine. Anii noștri, anii mei. Sunt lucruri foarte importante. Despre muzică, dragi copii, dați, dragi tineri, bucurați-vă de tot ce e frumos. Bucurați-vă de primul dioceal care iese din zăpadă. Bucurați-vă de ultima crizantemă care e acoperită de zăpadă. Bucurați-vă de zăpadă. Multe lucruri s-ar mai putea spune. Nu vreau să vorbesc prea mult, poate plictisim. Dar nu pot să nu spun. Bucurați-vă de un gângurii de copilași. Dar dacă este cazul, bucurați-vă și din înțelepciunea senectuții. Face parte din universul nostru. Eu am avut fericirea ca în familie, când eram copil, să existe inclusiv o străbunică care poate, dacă nu exista, și ea și bunicile, ea s-a stins destul de devreme, adică în sensul când eram eu copil. Ca o paranteză, era născută înainte de războiul de independență. Dacă n-ar fi fost bunicii, străbunica mea, poate nu eram aici. Prima oară la conservator din Craiova, Școala Populară de Artă, fostul și actualul conservator Cornetti, de mânuță m-a dus străbunica mea. Și pentru că vorbim de muzică, suntem în mijlocul muzicii, în acest templu al muzicii, în care au oficiat de la Enescu și Richter și Caraian și Oistrat și George Georgescu și Silvestre și lista ar putea continua, nu la nesfârșit, că orice listă, orice este finit. Dar lista este extrem de mare și o cinste pentru noi să fim aici. Mulțumesc celor care au venit din afară. Mulțumesc în primul rând doamnei Sârbu, care a fost cu ideea acestui concert. Mulțumesc conducerii filarmonicii și liceului care au acceptat, care și ne-au ajutat extrem de mult în realizarea acestui concert. Și mulțumirile mele ar trebui să continue cu profesorii pe care i-am avut, cu familia mea, cu fratele meu și cu multe, multe alte persoane. Dar pentru că vorbim de muzică și tot să vorbește acum, din păcate, într-un context nu fericit, de China, să ne aducem aminte de ceea ce spusese Confucius, unul din marile genii, sau fiind lângă geniu mare, cred că e pleonasm, dar poate putem lua această licență, unul din marile genii al umanității, Confucius, care spunea, dacă vrei să cunoști sufletul unui popor, ascultă-i muzica. Să nu uităm că la noi, la români, nu există poezie rostită, există numai poezie cântată. Spune foarte mult acest lucru. Și că suntem la sfertul de mileniu de la nașterea altui mare titan, chiar și supranumit după locul nașterii, titanul de la Bonn. Pentru cei mai mici, amintesc că îl numesc pe Beethoven. Beethoven spunea, aș fi nefericit dacă muzica mea numai cât i-ar delecta pe oameni. Aș dori să-i facă mai buni. Și muzica, în general, cred că ne face mai buni. Dar dacă vom asculta anumite lucrări, cum e cazul lucrării care urmează? Aria de Bach. Nu mai fac decât o foarte scurtă paranteză. Aria este eminamente o piesă vocală. Bach o folosește, Johann Sebastian Bach,
de la care trecere în eternitate, să-mi ținesc anul acesta 270 de ani, trecere în eternitate cu 50 de ani înaintea nașterii lui Beethoven. Deci Bach folosește aria într-o suită instrumentală. Să facem o corelație, sigur că Bach nu s-a gândit la așa ceva, dar ne putem gândi noi. Că în limba română nu există verb pentru a cânta la instrument, cum e în foarte multe alte limbi, latine, germanice, slave, la instrument se joacă. Nu, noi spunem cântăm. E un lucru semnificativ pentru noi. Și începusem cu Beethoven. Beethoven spunea, mi-ar părea rău dacă muzica mea nu mai putea delecta pe oameni. Deci, repet, aș dori să-i facă mai bun. Cum e aria de Bach, sigur ne dă un dram de bunătate în sufletele noastre. Și cu orchestra, hai să spunem a veteranilor, care le mulțumesc încă o dată și încă o dată pentru că și-au rupt din timpul lor și-au venit aici, dar și câțiva dintre tinerii copii care sunt pe scenă. Și ar mai fac o paranteză, să nu uităm că pe scenă sunt copii de la copii de clasa 8-a, 14-15 ani. Vă rog, sculați-vă în picioare cei de-a 8-a. E foarte greu să cânti într-o orchestră în clasa 8-a. Vă rog să mă credeți. Până la oameni cu părul, domnul Juvină, avem aceeași culoare la păr. Unul din primii mei elevi și toți ceilalți concert mai scurt, așa mai departe, care sunt primul adunian. Prea părul, cu vă mulțumesc că i-ați aplaudat și să ascultăm aria de Bach. Mi s-a atras atenția să închid microfonul, într-adevăr, să facem microfonie.
registru. Suntem în martie. Coaca mărțișoară.
Rămânem în universul muzicii românești. Două lucrări au făcut celebru pe un George Enescu în vârstă de 20 de ani. Cele două rapsodii române. Acum o ascultăm pe cea de a doua, dar de abia după ce cei doi dirijori se vor schimba și după ce orchestra se va schimba și după ce vă mai spun că de la dispariția lui George Enescu se împlinesc în 2020 65 de ani. Thank you.
2019-2020, UAE România, VIVRO, CVRC, RBC Romanian Business Consult, Centrul Național de Arte din Limba Română, Schoenherr Fundația H. Mărineanu și Laboratoarele Remedia, care au pregătit cadouri pentru cei care au astăzi ziua de naștere. Cine are astăzi ziua de naștere? Cine are astăzi ziua de naștere? Nu pe scenă că n-avem loc, aici în față. Cine are astăzi ziua de naștere? Tu, da? Aici. Singura? Mai e cineva? Mămici, bunici, tătici? Să ne grăbim. Cine a avut ieri? Cine are mâine ziua de naștere? Ieri, azi, mâine. Ieri, azi, mâine. Haideți! Haideți! Ieri, azi, mâine. Dumneavoastră aveți mâine. Jos aici, lângă ei. Așa. Unul lângă altul. Hai, maestre, haideți. Unul lângă altul. Să vină. Așa, acolo rămâneți. Așa, cine mai are ieri, azi, mâine, ziua de naștere? Nimeni? Hotărâți-vă. Așa. Cine ne cântă la mulți ani? Andrei, unde ești? Așa. Vă dau cadourile de la Remedia. Uite aici. Așa, și du-te încolo. De Beethoven, mulțumesc, la mulți ani tuturor! Simfonia a cincea de Beethoven, a destinului. Beethoven a avut un destin greu. Maestru Nicolae Racu a avut un destin greu și frumos. Și încheiem
în apoteoza unei vieți dedicată muzicii. Da, vă mulțumesc, sunt copleșit de această manifestare aici. Dar n-am pomenit și nu puteam să nu fac acest lucru de preajunții mei de absolut întreagă. Au fost niște oameni absolut extraordinari, cărora le port o recunoștință veșnică în calitate. Și-au făcut niște sacrificii extraordinare, ca în anii imediat după război, contextul acela să roșească, să decrească, să face muzică. Și n-aș vrea să fie numai nota aceasta. Astăzi, pe 7, este ziua unui foarte bun prieten de-al meu. E cu 5 ani și o zi mai mare decât mine. Profesorul arhidiaconul dirijorul Jean Lucu. Îi urăm la mulți ani și astăzi, la ora 5, 7 se va avea pe Sinfonia a 5-a de Ludwig van Beethoven. Thank you.
credeți că scăpați ușor. Nu, presto. Thank you.